Primarul Gherghe nu pare să mai aibă niciun fel de zvâc administrativ în acest mandat. Lucrurile bune realizate în anii trecuți se șterg rapid cu buretele în al doilea mandat al edilului, când pofta de muncă pare să-i fi pierit cu totul. Oglinda activității lui Gherghe în ultimele luni se vede la parcul de agrement al Uniș. Zona arată în plin sezon estival mai rău decât pe vremea în care se numea Valea lui Dinu. Dacă au crescut burenele, trebuia să le taie, să facă frumos și să le dea în funcție. Dacă își abandonează proiectele și promisiunile, fac rău. Deci trebuie să facă ceea ce au promis. Cum vedeți locul acesta? Parc de agrement, e invadat de buruieni? Bai de mamă de om. Din cauza cui? Din cauza conducerii. Așa cum arată parcul de agrement al Uniș, acum puțini severineni îndrăznesc să se aventureze pe aici. Ați avea curaj să traversați parcul al Uniș? Nu. De ce? Pentru că nu e cum trebuie, nu e curățenie, nu e peste tot în mai mizerie, nu știu ce e de făcut. Nu, e într-o oare, să zic, periculos. Poate să fie și mai ales pe timp de vară, mai știi ce se ascunde. Parcul de agrement al Uniș este administrat de primăria Drobeta-Turnu-Severin. Nimic nu s-a făcut aici anul acesta. Ca o ironie, unul dintre puținele lucruri vizibile din iarbă este un panou pus de municipalitate pe care este scris scăldatul interzis, risc de NEC. Cu doi de n. Nici măcar grava greșeală gramaticală nu a pus pe nimeni din primărie pe gânduri, iar panoul tronează în continuare în parc. Primarul Gherghe nu a avut nici astăzi timp să dea vreo explicație despre ce are de gând să facă aici, așa că Valea lui Gherghe pare să fie numele potrivit pentru fostul parc de agrement al Uniș.